căpăciuni. Aici avem prun. Docera 6. Este o formă de conducere. Nu știu dacă e neapărat UFO înclinat, dar oricum arată foarte, foarte bine. Înclinarea șarpantelor la 45 de grade legate cu tubeto. Cu tutore plecat de jos, vedeți, până în sus, până în partea cealaltă și la un moment dat unite. Șarpantele care vin din partea stângă, undeva oprite până în al doilea pom. Foarte, foarte frumos. Partea cealaltă la fel. Iar aici în stânga o plantație super intensivă de cireș. Aceștia nu sunt tăiați, băieții sunt în față. Continuă cu tăierile. După cum vedeți, se lucrează foarte mult încep la prun și la cireș, pentru că astfel nu, tăind încep, îi putem controla noi prin tăieri. Putem controla creșterile care ei le au de la an la an. Puhoi de lume, foarte multe persoane care vor să se documenteze. Ciuturile astea ar trebui aici, ca inelul de creștere să îmbrace rana. Deci nu ar trebui lăsate așa ceva. Încercăm să obținem o coroană conică, ea să fie mai îngustă la partea superioară, mai lată, astfel încât lumina să pătrundă bine pe toată înălțimea coroanei. Aici avem și distanțe mai mari de la mări, avem 4 metri, distribuția este mai conică. De ce le-am, veți vedea, deci producțiile sunt bune, 10-15 tone la hectar. Am redus puțin din planurile de fertilizare tradiționale, chiar recomandate de firme specializate, cum ar fi Smart Fertilizer, un program de fertilizare din care am preluat ideile. În anii în care am aplicat azot mai mult în primăvară, azotul aplicat în primele faze ale creșterii trece mai mult în partea iarnă, în detrimentul rădăcinii. Ori în timpul verii, când sunt arșițe, se creează un dezechilibru între coafața foliară foarte mare a părții aeriene și sistemul radicular. Și avem probleme, plantele se ofilesc, deși noi aplicăm aici, aplicăm ca și în tot câmpul, mai puțin la afin, câte 3 udări pe zi, decalate în mod uniform. Lotul monitorizat cu senzori, da, permanent, se întâmplă în livadă. Stabilim norma de udare în funcție de vapotranspirație și coeficientul de cultură în luna respectivă, iar verificarea cantității de apă aplicate la compoziție solului o facem prin senzori. Deci feedback-ul sunt senzorii de potențial sau de volumetric de umiditate. Dar cantitatea o stabilim în funcție de vapotranspirație, citită la stațiile meteorologice. Se păstrează.
Deci se păstrează pentru că există, majoritatea soiurilor sunt mult mai viguroase decât portalul. Ca și în cetate câte ia? Plantațiile se duc la 25-30 de ani de cireș de sâmburoase fără probleme. Noi ne-am chinuit odată când încercam și noi să introducem portaltoii mai slab, de vigoare mai redusă, să nu palisăm pomii, să-i ținem pe picioare, să-i ținem nepalisat. Acum, pur și simplu, putem renunța la el, sirmele, încă una trasă la mijloc, ar putea susține foarte bine pe sistemul de spalieri din lemn, din lemn sau din beton. Ar putea ține așa. Funcțional decât cu sistem de susținere, da, și palisare, da, altfel ei vor crește. Da, da. Ideea este să înlocuim pe cât posibil tăierile manuale cu mecanizare și de pe platforme să corectăm doar puțin tăierile. Și recoltatul de pe platforme, deci trebuie să ne ducem, să aducem cam la jumătate din consumul actual de forță de muncă în plantațiile viitorului. Și toate aceste secvențe tehnologice, inclusiv tăierea rădăcinilor, care scade puțin vigoarea, e un fel de înlocuitor al regalisului, al retardanților pe care îi aplicăm în plantații ca să reducem puțin vigoarea, să ținem pomii cât mai puțin viguroși. Îmbunătățește tăierea rădăcinii, calitatea fructelor și nu mai zic de eficiența sistemelor de irigare. Ați văzut că în perioada de vară, anul trecut, agricultura a intrat în conflict cu aprovizionarea orașului. Nu mai uitați în agricultură că nu avem apă în oraș. Fiecare... Sunt împreună cu dumneavoastră într-o plantație de prun, presupun Stanley, după cum se văd fructele existente. A spune vârsta de plantare, eu spun că peste 14 ani au acești pomi. Vedeți? Undeva la 60 de centimetri are tulpina, iar de acolo pleacă scheletul pomului. Un schelet foarte, foarte puternic. Dacă e să analizăm o șarpantă principală a pomului, este undeva la nivelul piciorului la gambă și asta face ca să aibă un rod destul de puternic pe acești pomișori. Curați, se văd că s-au făcut tratamentele la zi, fără probleme. Deschiși, o formă de conducere VAS, se vede foarte, foarte bine acest lucru, cu deschidere maximă, încât ei să dea un randament de fructe maxim. Mergem un pic și la măr, la plantație de Red Yula Prince. Then we hope these wages should be okay. It's too much. It's wrong. Maybe we could arrange this to keep it covered. Oh, sorry. You know. Da, da, și ăla o să fie când bagă ăsta, o să vină pe el pământul ăsta. Și de acolo pleacă rădăcina acolo. Da. Ce să zice tu dacă vei rupe?
Da, trebuia redusă undeva, uite pe asta. Trebuia dată pe ea. Asta dacă avea rot pe ea, de ce nu i-a dat cu reducerii? Auziți o întrebare? Asta, o întrebare. A tăiat-o acum. De ce are rod după ea? Are inclusiv până aici. Deci nu i-a dat reducerii. Nu e mai tânăr, mă, omul. Nu, mă. Ești prea grea și prea, are prea mult pe asta, trebuie să se facem alegeri. Nu mă, de aici a tăiat-o, mă, Aline, că am urmărit-o anume, de acolo. Și avea rod până aici, inclusiv aici. Nu-i făcea trecerea. A, să-i facă trecerea, încoa? Nu e direcția potrivită pentru frunze. Ok. Intensivul lor, gata, e clar. Da, păi asta e diferit. Ți-am zis că nu era acolo. Sau asta nu au problem. Ok. Așa era problem. Nu era o problemă, pentru că ea crește așa, era o problemă. Explode, explode. Se duce în sus și se oprește celălalt. Maar je moet je dus buigen, hè? Ja, wij kunnen proberen, gaan wij operatief volgend jaar een nieuwe tekst komen. Maar je gaat hier niet meer in buigen, dat gaat hier niet. De jongen buigt. Nou, buigt dit, onder dat ding, ja. Maar je buigt het om veel mogelijk. Voor nieuwe tafels. Maar we werken ook in tafels, hè? Hier een tafel, een bar een tafel. You understand what he? Yes. And this? No. Yeah. I try to save for a few bots. Yeah. Okay. He is creating 2-3 tables. Okay. 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 And he wants to have them horizontal. And up. What table? And up what no, cut. Ja, moet ik even vragen. Wat doe je met die boven? Zie je naar boven springen? Eruit? Do we have any pear trees going? Pears? Pears. Where? Do we have them? I'm asking because they're asking if we're gonna demo. We have pears, but I don't. No, in Romania. No. There are no pears. No pears. No. They're too sensible. Wat doe je met die bovenste? Eruit. They cut them all out. Have a sick No. All the big one going out. Nuts as well, walnuts? No, we don't know. Oh, there were no walnuts there. Let me go with the golden. And then we can go. So e gol de delicios la prezentare. One big. Asta e prea mare. But it is a nice tree. Dar e un copac bun. Much better than that side. E un copac bun, arată mai bine ca celălalt doi. Știi cum e ideea, de brad. O vârf să fie... Nu, ei știu, piramide, zic piramide. Da, piramide. Three. Three big ones. Bovenin aici. Ja, this one also. Și pasta. Astea cum vi se par? What about these? What do you think about those? Moment. Stați așa, ușurat. Gai. Please explain what you're doing. While you're cutting. We finish the top, eh? The top is the maximum, yeah? And then want only have production. Da, oprim acolo în vârf, da, și deci tăiem din vârf ca să-i lăsăm producția mai jos. Stop. Wait. De ce nu i-a tăiat vârful? Why didn't you... Ce vrei? Mi-a făcut click acolo. Ultima, click. Then we finish the top and we get new voices on downstairs. Yeah, but why didn't you clip the clipped. I haven't clipped. No. You mean the new branch? No. I am Miko, so let's go. The small one. The small one. Yes, that's it. Because no clip. That's a blossom. Yeah, you get the apples. I hope. We hope he's coming down. Sperăm să-i dea măr și să se lasă. Arie, buigem eens naar beneden. Die lange. Nee, die een jaar bovenin. Ține scara. In summertime he is down. In
Nee, volgens mij ook niet. Ja, maar ze hebben heel weinig krop. Ja. Ze groeien daar. Maar daar deed je het wel, en hier doe je het niet. Dat is ja, maar het is bij dingen. Deze heb ik wel gedaan. Maar deze is bovenin niet hoger. Hier is onder maximum, om lengte. E înălțimea maximă și a ajuns. Atunci fac și fructele. Facem fructele mari. Fructele cu toate. Câte mendescele, câte mendescele și cu ăsta întotdeauna. Câte prune să am eu aici? Ce este? Stalnei? Stalnei. Ăsta are avantajul că s-ar crește și nu se rupe. Uitați, ăsta e tita. Ăsta merge tăiat ca și ies. Ce este? Tita. Un soi timpuriu. Noi facem bambu cu soiul ăsta. Da? Are tendința asta de a rodi cu ramuri mijlocii. Nu am atâtea buchete. Am ramuri mijlocii mici. Eu aici trebuie să intervin aici. Da? Dacă îl scurtez de aici, să știți că nu mi se încarcă aici. E ca un furtun, da? Dacă am un furtun și la capăt am un un aspersor, da, îmi dă o anumită cantitate. Da. Dar dacă am venit și l-am tăiat de aici, bușești. Deci aici în vorbușile stare nu se încarcă la bază. Ce trebuie să fac să zic să stimulez la bază? Tot ce am la bază întineresc. Aici n-am lumină. Cu timpul mai bușește din muguri dormiți de la bază? Adică se mai... Mai bușește. Ăia îi folosesc, stimulez, mai am creșteri noi. Am un stat de la bază, l-am tăiat. Da? Într-un cep, de alți stai. Câte-i cu cep? Cu cep. Unde vreau să stimulez creșterea, fac cu cep. Cu cep mai mare, dacă îl tai la inel, îmi dă altul, da, tot mare. Da, da. Dacă da, îl tai într-un cep de 2-3 muguri, îmi dă 2-3 lăstari. Și oprești un... care e mai pe direcție exact, și care e mai bun. Exact. Da, da. Soiul ăsta. Tita, e timpuriu. 2,50, n-am vândut niciodată. Și pruna e grea. Pruna e mare, și ajunge pruna la 40 de grame. Deci asta e o aspect, băi, dăm la diversi clienți. Vor prune mari. Avantajul tipului ăsta de coroană cu ax înclinat este că, având cam 45 de grade unghiul, se reduce vigoarea de creștere prin ax. Prunul are, ca și cireșul, au vigoare, dar la prun încă nu avem niște portaltoi, cum avem de la 5 sau 3 de vigoare așa de mică, avem un Saint-Julien care se îndură. Dar asta ajută ca să distribuie vigoarea mai mult spre creștere, spre rodire. Ca să obține roduri foarte repede. Ați văzut, în anul 3-4, producții de 25 de tone. Mai greu de format. Pentru că trebuie să odată sistemul de susține și trebuie să mai apelăm la legările când formăm schelet. Am o întrebare, am venit cam târziu. Ce formă aveți aici? Drapum așa. Da. Drapum așa. Da. Da, da, da. Cu axul înclinat la 45 de grade și șarpantele la 90 de grade, 4 șarpante pe partea superioară și 2 culcate la orizontală pe partea inferioară. Am înțeles. Și moment... elemente de schelet permanent, toate ce le-am fortificat, ele rămân până se defrișează parcursul. Exact. Se îmbracă frumos cu semischelet. La dreapta putem veni cu coroana chiar 70-80 metri lățime stânga-dreapta. Știu, merge foarte mult pe înălțime pentru că reducem vigoarea axului prin înclinare. Am înțeles, am înțeles. Cât între 4 ani, 5 ani? Are 5. Are 5. Și se obține doar prin tăieri și prin corectarea... Da, și sistemul de susținere care trebuie să avem
trei sârme și un bambus ca să ținem drept. Vedeți că axul tinde să o ia spre vertical. Da, bine, acolo va veni tăiat. Va veni tăiat. Probabil nu se primi ca să o corectăm. Sunt acolo pe etichetă, sunt soiuri... Sunt mai multe soiuri. Mai multe soiuri, da. Dintre care Victoria e un soi englezesc mai vechi, care bate recordul la fructe. Sunt și mari, dacă a realizat 50 de tone în anul 34, e mult pentru... Se îmbracă foarte repede cu muguri de rod. N-am mai pus, că avem și niște fotografii cu... Ajută Stanley-ul? Nu, se polinizează între ele. Între ele, da. Sunt compatibile, adică alese special. Nu chiar dacă e autofertil, dar sunt puține. Autofertil este Stanley, nu? Autofertil, și el ajută. Sunt între specii care... Între soi. Pe unde mai vedem, am zis să nu avem ramuri foarte groase. În partea superioară se lasă ceva trăgător de sevă pentru a ajunge seva mai ușor. Genul ăsta, da, cum e direcționată, cum îi face. Și pe vârf facem... Să o depășim așa. Da, aici... Trebuie să și depășim, depinde cât... Ce ne-a timp pe partea cealaltă. Da, și dacă o găsim... Așa, să umplem tot spațiul de producție la maxim. Asta este. Deci mult, mult să tai încep. Așa se renoiște. Și aici, da, putem să lăsăm sau... Oricum, dacă smuguri de vegetativ, sunt toți strigători. Da, da. Asta era un rog de rog. Aici trebuie să lucrăm mai mult. Da, partea de sus asta, nu tăiați? La comie? Ba da, dar ăsta e la alpo. A, sunt partea aceasta, eram aici. Tăiați-mi și mie să iau saltoiesc cu ei. Saltoiesc cu ei. Vrei saltoiesc cu ăsta? Salt. Da, diverse soiuri. Vreau niște lăstari. La cum trebuie să... Nu pot să cumpăr? Prunul și caim. Prunul și caim. Sunt mult. Faci rod doar pe anual. Cel mult 2 ani. Dacă eu li tai. Păi noi avem sistemul vechi, nu-l avem intensiv. Așa de am întrebat. Nu mă, că tot ăla este. Nu unii mai încrezi, dacă ăsta-i tăiat, cu ăsta-i tăiat. Contradictorii băieții de la Buzău. Unde poți să cer? Nu știu unde poți să cer. A, știți cum se face? Nu se dă din câmp, din câmp. Yeah, sometimes you have to rest every day, also. Yeah. 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 Yeah.